Plecarea lui Marco Dugan, zici, la Altai, parcă se numește echipa asta. Vezi că nu mă uit de două ori înainte să încep să mă apuc de un video, mai am dubii. Dar totuși Altai parcă e. Este o mutare care mă surprinde și nu mă surprinde în același timp și pe care am vrut să o comentez după ce se anunță oficial, pentru că, na, ea se vorbește deja de o zi de ea. A confirmat-o inclusiv Dan Șucu știrea, doar că știți cum e, până nu semnez nu avea rost să-mi dau cu părerea, fiindcă puteam comenta eventuala ratare transferului sau așa, mai, așa ceva. Ideea de bază este că overall este o mutare benefică, bună pentru toată lumea, cu toate că Rapid își pierde golgheterul. Și până la urmă, Rahmani, indiferent cât de bine arată, nimeni nu poate ști cum o să joace. Dar să vă spun de ce este o mutare bună pentru toată lumea. În primul rând, că Rapid l-au luat pe Dugan, zici, cu o sumă între 200 și 400 de mii de euro, că practic s-au vehiculat o felul de sume. Hai să zicem că a dat 400 de mii de euro Rapid pe el. O sumă totuși mare, am considerat la acea vreme de mine. Dar cu cele 28 de goluri marcate într-un campionat și încă un pic, eu zic că și-a scos banii. Și iată că pleacă pe o sumă totuși considerabil mai mare, tot așa, am văzut că se vehiculează între 1,5 milioane și 2 milioane de dolari, de euro pe acolo. Probabil că tot cu bonuri o fi undeva la 1,8 milioane de euro sau așa, cu bonusurile aferente, tranzacții, cum se tot face în ziua de azi. Deci profitul Rapidului este colosal, mai ales că Rapidul s-a folosit de el un an, deja și încă un pic. Mai ales în contextul în care Marco Dugan, zice, are 29 de ani și Marco Dugan, zice, a avut o... merge spre 30 și cele mai bune sezoanele lui de departe au fost cele de la Rapid în carieră. Deci nu este un atacant care e pata neapărat. Are, într-adevăr, o statură și o prezență în joc bune, doar că nu a epatat niciodată, nici măcar anul trecut. V-am zis că în 12 din 22 de goluri au fost înscrise din 11 metri. Pentru mine n-a fost neapărat o realizare colosală că el a ieșit golgheter. Dar totuși titlul de golgheter a României luat cu Rapid București înseamnă ceva, pentru că Rapid nu mai reușise chestia asta de făcusem atunci o socoteală de 57 de ani, parcă, de la din 66. Dacă nu mă înșel, când a ieșit pe Ionescu. Așa că, overall, Marco Dugan și-a făcut treaba cu vârf și îndesată. Așadar, la vârsta pe care o are, să iei pe el peste 1,5 milioane de euro, mie mi se pare o realizare. Și atunci afacerea a fost una bună, iată că s-a plătit transferul lui Borza, un fotbalist cu care poți să-l vinzi cu mult mai mulți bani, și până la urmă și a lui Rahmani. Deci, practic, acești doi jucători cu mare potențial, fiindcă unul are 23, celălalt are 17, în speță Borza 17, a Rahmani și 23, de pe urma lor poți scoate cel puțin 15 milioane de euro pe amândoi, dacă, mai ales de pe Rahmani poți scoate 10, acum Borza nu știu dacă o să poată pleca pe 5, dar uite că Rari și Lee a plecat. De exemplu, deci se poate. Bun. Pe de altă parte, fotbalist, din punct de vedere fotbalistic, din punct de vedere neapărat fotbalistic, hai că fotbalistic acum nu știu dacă este o mutare inspirată pentru Dugan, dar profesional este clar un salt și nu este de condamnat. Pentru că Dugan, zici, nu e Ronaldo, nu e Mutu, pe aia am înjurat, pe Neymar, pe ăștia, e tot înjuri și pe ăștia care, mă rog, la modul ăla, că sunt sensibili, dar și să aleg banii mulți, doar că băieții ăia deja au foarte mulți bani, adică lor nu le-ar mai trebui banii ăia, indiferent cât iau, poate ai 30 de miliarde. Tu când ai un miliard, dacă mai pui 30 de miliarde, oricum nu ai apuci într-o viață să-i cheltuiești și oricum nici generațiile, încă 15 generații cu 1 miliard de euro, eu zic că te descurci, mai ales dacă mai ai și brandul care produce pe lângă, în fine. Pe Mutu, da, atunci l-am criticat pentru că un nume ca Mutu nu se poate duce în Baku, în Azerbaijan, așa după un sezon bun la Rapid. Nu are cum, adică este de prost gust. Pe Dugan, zice, eu nu vreau să-l desconsider, dar totuși Dugan, zice, un fotbalist, na, overall mediocru, carieră, mai are poate 3-4 ani de jucat la cel mai înalt nivel și pe urmă gata. E, iar dacă el prinde acest salariu de 1 milion de euro, cât se spune că ia bani și probabil că atâta ia, care cred că este undeva de 5 ori mai mare decât avea la Rapid. La Rapid nu știu, probabil că avea în jur de 15.000 de euro pe lună maximum, dacă îi avea și pe ea, nu cred că avea totuși 15.000, dar poate pe acolo avea. Deci un salariu de vreo 5 ori mai mare și Duga zice, n-ar trebui să aibă probleme să dea goluri acolo și dacă reușește să dea goluri acolo și să se impună, cum chiar îi doresc, atunci 2-3 ani poate să ia banii ăștia, plus niște bonusuri, se poate întoarce din Arabia Saudită cu 3,5 milioane de euro, cel puțin. Și atunci nu poți să condamni un fotbalist că alege să plece într-un loc
superior din punct de vedere al ceea ce are să-i ofere. Nu. Indiferent. Bine, nu putea să plece dacă nu dădea randament la Rapid, dar o asemenea oportunitate nu s-ar ratează din punctul de vedere. Și dacă s-ar fi ratat unde vreau să ajung, tot nu era bine. El putea să rămână la Rapid, ok, ziceam, wow, avem doi atacanți, dar dacă tu ratezi, gândiți-vă voi, că spuneți, am mai auzit discuții, că, nu știu, de exemplu, 1.200.000 pe Ștefănescu de la Ștepsi nu e mult. Cum să nu fie? Gândiți-vă ce înseamnă 1.200.000 de euro. Pe 1.200.000 de euro, nu știu, gândiți-vă cam ce ați putea face voi. Eu așa mă gândesc, adică când mai auzeam de aici, fala, că cereau 800.000 de euro. Tată, 800.000 de euro, îți iei apartament în Buricul, New York. Nu știu dacă ăsta e prețul, dar bănuiesc că găsești. Adică nu ai cum să arunci așa cu sumele, pur și simplu, doar pentru că sună bine și doar pentru că un fotbalist a dat 3 goluri. Da, cum ai ieșit, duc, am zis, goalgetter și ți le iau rabii, că iau bani, pentru că totul acolo este interconectat și au resurse infinite. Dar dacă tu ai un buget, nu poți să arunci cu sute de mii de euro așa, bam, 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 doar că sună bine. De-aia zic, gândiți-vă, tu ai șansa să semnezi un contract, hai să zicem că îl semnează pe 2 ani, da? Și ai 2 milioane de euro garantat dacă îți duci contractul la bun sfârșit și mai ai niște bonusuri. Hai să zicem că ai 2,5 milioane plus opțiune de prelungire, ca așa e la mod acum, să zicem că 2 plus 1. Dar să spunem că ai posibilitatea să iei în 2 ani 2 milioane. Hai 1 milion jumate, să zicem, dar nu 2 milioane, că dacă are 1 milion pe an, zice 2 milioane, da? Tu la Rapid ai 15.000. 15.000 cât înseamnă? 180.000 de euro pe an. Dacă tu sari, poți sări, dacă fiecare dintre voi ar putea sări de la un salariu, nu de cât e, de 6, de 5 ori mai mare, dar dacă ai putea duce într-un loc să faci, poate ce faci tu. Acum nu știu dacă îți place sau nu îți place, dar dacă ai sări de la salariu X la salariu Y, care este 3 ori X sau 2 ori X, eu zic că v-ar surâde, fiecăruia i-ar surâde. Și dacă nu s-ar concretiza mutarea asta din niște motive birocratice sau pur și simplu că clubul ține de tine sau compania ține de tine sau angajatorul în general, atunci sunt convins că munca ta ar avea mult de suferit. Așa ar fi și la Duga, zici că Dan Șucu a punctat foarte bine. Dacă ar fi să te ghidezi doar sentimental, am face totul să nu plece. Dar uite că când îți vine o astfel de ofertă, trebuie să-i dai curs. Fiindcă nu există cale de întoarcere. Fotbalistul ăsta nu putea fi plătit cum... Hai să zicem că poate Rapid făcea un efort și dădea 20.000 de euro pe lună. Hai, dădea până în 300.000 pe an. Să spunem că se făcea un efort colosal. Dar de la 300.000 până la 1 milion, diferența oricum rămâne. E de 3 ori mai mare și încă 100.000 așa, cel puțin. Atunci nu ai cum să ții un astfel de fotbal și nu poți să-l condamn că pleacă. Am văzut că mulți s-au bucurat că a plecat Dugan, nu știu de ce, pentru că Dugan este un fotbalist care se integrează din ce în ce mai bine și era din ce în ce mai util echipei și de bine de rău anul trecut a devenit golgheterul campionatului. Alții ca și mine, avem un regret legat de plecarea lui și na, ne întrebăm ce o să se întâmple, poate dacă Rahmani se accidentează sau o să fie suspendat. Mi s-a spus că vor fi... Este stand la junior, n-am prea înghit eu gogoșile astea, fiindcă băieții ăia nu neapărat că n-ar avea oricum potențial, oricum nu sunt folosiți de regulă și atunci nu știu, o să vedem. Cert este că mutarea era inevitabilă, iminentă și cea mai bună decizie și era rapidă și pe plus din toate punctele de vedere. Că Duga zice că putea rămâne, ceea ce spuneam dintr-un motiv sau altul, și putea până la finalul campionatului să-ți mai dea încă 5 goluri și atunci nu făcea nimic. Că se putea să intre într-un cont de umbră, Rahmani să prospere, să joace din ce în ce mai bine și Duga a zis să stea pe bancă, să fie frustrat, să fie ofticat și când intra în locul Rahmani, să zicem că lua Rahmani, avea cu multe galbene sau se lovea la gleznă și nu forțau sau nu știu, habar n-am, era selecționat, stătea mai mult la echipa națională, nu știu, o chestie de genul ăsta și atunci intra Duga și nu făcea nimic. Așadar, uman și sportiv și, și economic, să zic, mutarea a fost una excelentă. Sportiv, e greu de spus, dar eu cred că tind să cred că și sportiv. Asta a fost părerea mea despre transferul lui Dugan Zici și ca un adaos aici la final, remarc și plecarea lui Florin Ștefan, care este foarte benefic. În primul rând că ai scăpat de un om care era plătit degeaba, fiindcă nu a reușit să arate pe teren absolut nimic, adică chiar ți-a intrat și ți-era frică. Asta e adevărul. Nu știu cum l-a luat Șep și înapoi, echipa care l-a practic, l-a impus în fotbalul mare. E treaba lor ce fac. Dacă o să joace la Șep și bine,
cum juca acum câțiva ani Sanchi, atunci e clar încă o dată de ce România nu are nicio echipă în cupele europene. În grupe nici măcar în Intertoto aia. Deci încă o dovadă și cam care e diferența dintre un club ca Rapid care vrea să clădească ceva și echipe gen Shep și sau gen Faru, care ați văzut și voi cum s-au prezentat. Na, e bine că a plecat și el și că acum, practic, nu mai poți să spui că ai fotbaliști care ar trebui să plece. Știu că eu am vorbit și de Ioniță. Acum Ioniță e un copil al clubului. Ioniță poate ar fi ultimul care ar trebui să plece și poate să-i se mai dea o șansă până la iarnă, pentru că eu sunt convins că dacă până la iarnă el nu reușește să ridice un pic ștacheta evoluțiilor din ultimul timp, sunt convins că până la urmă la iarnă se va despărți clubul și de-al, pentru că nu poți să ții un fotbalist care te trage în jos chiar și dacă intră câteva minute, așa că asta e. Dar nu Ionis era problema. Și bine, nici Florin Ștefan, dar tu îl țineai pe Florin Ștefan degeaba, adică îl plăteai degeaba, îl țineai degeaba, n-avea niciun... Aveai zero așteptări când intra pe teren, că la Ioniță măcar ai așteptări, că asta e problema cu Ioniță, de exemplu. La Ioniță ai niște așteptări, la Florin Ștefan aveai, că îl vedeai că intră și te speriai că dă mingea la adversar, te speriai că nu ajunge la ea, te speriai din astea și atunci, de-aia zic că e bine că a plecat. Cam asta e. Îi urăm succes, eu nu îi urez succes lui Duga în Arabia Saudită și sperăm ca Rahmani să prindă și mai mult încredere și să dea dacă se poate 3-4 gol pe meci. Salutare!